noastră. Pe mine m-a impresionat foarte tare campania cu butonul roșu, din secția pentru nou-născuți de la Marie Curie. Da. Să explicăm întâi de ce era necesar. Da. Butonul roșu, l-am numit generic așa, este vorba despre un sistem de supra-avertizare de care medicii au foarte mare nevoie, și medicii și asistentele de acolo. Există 18 boxuri sau boxe, în care sunt bebeluși nou-născuți cu 10 de fire în ei și cu 10 de aparate care merg în același timp. Orice defecțiune mică la oricare dintre fire sau aparate, copiii sunt mici, se mișcă, își scot fire, au nevoie să fie avertizate. Acest buton roșu, așa cum l-am numit noi, adună toate alarmele dintr-o boxă și le comunică într-un singur aparat, ceea ce înseamnă că eroarea umană este prevenită până la aproape zero, ceea ce înseamnă că nu vor mai exista accidente de tipul nimeni nu a știut că acel copil și-a scos un fir din greșeală mișcându-se. Niciun copil nu va mai rămâne, sau niciun copil, sperăm noi aproape, niciun copil nu va mai rămâne cu sechele pe viață întreagă, pentru că ceva s-a întâmplat în camera lui și nimeni nu a auzit. Nu au de unde să știe oamenii de acolo că se întâmplă ceva rău într-o boxă. Este foarte, foarte util și medicul pentru care eu am un respect absolut extraordinar, domnul medicul Cârstoveanu, ne spune că este un buton salvator de vieți. Și revenind la campania voastră, înțeleg că a fost un succes, practic. A fost cea mai mare sumă pe care ați strâns-o. A fost cea mai mare sumă. Suma crește de la campanie la campanie, pentru că și comunitățile cresc de la campanie la campanie. Așa cum ți-am spus, noi avem... Spunem și suma, că n-am spus, imediat, că e vorba de 100... Da, 150.000, aproape 150.000 de euro am strâns. Noi ne propusesem să strângem 75.000 în prima fază și 105.000 în a doua fază. Și s-au strâns 150.000 în 10 orașe, pentru că noi am făcut această licitație în 10 din cele 18 comunități pe care noi le avem, cele mai puternice dintre ele. A fost o sumă și este o sumă impresionantă, pe noi ne bucură foarte tare când vedem câtă putere există în oameni absolut normali. Mi-ai povestit că ați fost implicat și în campanie, ați fost parte din campania Magic Home, care a fost una dintre cele mai de succes campanii de felul ăsta din România, de strângeri de bani din donații. În ce formă ați fost voi? Cum ați contribuit? Da. A fost interesant cum ne-a dus viața către Magic Home și Magic Camp. Cu o licitație înainte a celei dedicate Magic Camp, i-am cunoscut pe Melania și pe Vlad. Aveam un surplus de fonduri din licitația anterioară pe care voiam să le orientăm către o altă cauză. Și am auzit de ei și cu banii care ne-au rămas din licitație am adoptat una dintre taberele lor de la Magic Camp, o tabără destinată copiilor care își pierduseră părinții. Așa i-am cunoscut, atunci ne-au povestit despre Magic Home și am fost, wow, ce proiect minunat, am vrea să ne implicăm cumva. Și ne-am gândit că ar fi o bună ocazie ca mamele noastre umăr lângă umăr să pună și ele acolo o piatră la proiectul Magic Home. De altfel, asta am și făcut, am strâns fonduri pentru etajul la primul bebe din Magic Home, așa se și numește. Și îmi povesteai că în cadrul acestor licitații, adică se merge mult dincolo de, nu știu, un obiect de care o mamă, un căruț pentru bebe de care o mamă nu are nevoie. Se merge într-o zonă foarte spectaculoasă, mi s-a părut mie. Fiecare oferă diverse servicii, se pot oferi efectiv. Povestește-mi puțin care sunt cele mai spectaculoase. Da, fiecare licitație aduce de fiecare dată noi surprize. Înaintea fiecare licitație, echipa noastră se întreabă acum ce o să se mai întâmple, ce va fi spectaculos la această licitație. Și de fiecare dată se întâmplă. Deja lucrurile au evoluat. În ultima licitație, de exemplu, am avut peste 5.000 de mame implicate.
Fiecare a venit cu ce a crezut ea că se poate licita mai bine. Și avem de la produse, cum ai spus tu, pentru bebeluși și pentru mame, la vacanțe. Avem mame care au, pensiuni la mare, pensiuni la munte și oferă sejururi acolo. Avem o mamă care a licitat rulote, de exemplu. Are o companie de rulote cu care poți să mergi prin țară. Avem mame care și-au licitat rochia de mireasă. La ultima licitație, cineva a spus, uite, noi nu avem ce să licităm, dar noi nu mai avem nași de botez și eu o să nasc peste câteva săptămâni. Licitez o pereche de nași. Și iată cum în comunitatea la primul bebe avem și o pereche de nași și de fin. Cafele, de exemplu, timp de la oameni cunoscuți pentru mamele noastre. Timpul este foarte apreciat. Nu mai sunt apreciate obiectele. Vrem un obiect de la un cântăreț în vogă. Nu. Timpul este apreciat, întâlnirea cu omul respectiv este apreciată și atunci am avut foarte, foarte multe întâlniri între persoane publice și mamele noastre. Foarte multe persoane care lucrează în televiziune, în film, actori, judecători, persoane politice. Uite, Dacian Cioloș a fost licitat în licitația trecută cu aproape 3.000 de euro de către o mamă. S-au și întâlnit, au și povestit, mama apoi a povestit această întâlnire, care a fost una memorabilă. Cred că a fost licitația cea mai bogată financiar din toate câte le-am avut până acum. Deci da, de mult a trecut granița unor obiecte o licitație la primul bebe.